Agentul mobilian, poliția, serviciu. Bănuiesc că după asta. Dacă mă fața secției de poliție numărul 32, cu agentul Vasile. Da. Domnule, cum comentați? Dar ce s-a întâmplat? Bă, frate, deci n-am probleme la faze de-astea. Am intrat peste ea la producție și le-am spus eu trebuie să fac filmul ăsta. Și a ieșit filmul de succes, a fost bine. Acum vreau să mă retrag și eu pentru viața mea personală. Să îmi găsesc și eu aleasa inimii, mă înțelegi? Și, da, ce să mai vă zic? Ispas, ispas! Frate, m-ați nebunit, mai sunteți gata, hai că am treabă, pa! Alina! De ce mașina? Vorbim noi. Ce-ai făcut, Vere? Nu e șeful. Ce-ai făcut, Michiduță? N-ai plătit factura. Bă, da, eu am toate chitanțele la zi. Păi, lasă geamul. Nu să văd dacă s-a ars becul. Mai bine vezi dacă mă ia administratorul pe aici. Du-te și adu-l încoace. Am eu presimțire. Dar nu-i nevoie, că eu am toate chitanțele la zi. Da? Las că vedem noi. Băi, lasă geamul! Păi ce vrei, să ne vadă vecinii? Ce-ați vorbit? Nimic important. Te întreb ce-ați vorbit, nu spune nimic important. Mario, știi bine că nu vreau ceva mult special. Ce faci? De ce minți, mă? De ce să mă bași, mă, pe mine în belea? De ce zici că ai plătit când uite ce scrie aici? Uite, vezi? Haideți, lăsați-l, i-ați mai zis. Aia tot timpul din lume să se gândească. Dar de ce să intru eu în belea pentru el? Hai, mai citește o dată. Și de data asta fără să comentezi, da?